Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Invitatul din această seară al emisiunii este Renato Osato, președintele partidului nostru și consilier municipal la Bălți. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! De la primar la Bălți la consilier municipal. Da. E un fel de retrogradare, nu? Cum vă simțiți? Este opinia dumneavoastră. Pentru mine astăzi era important ca, din cauza prezidențialilor care le vom avea în 2024, care totuși cred că vor fi împreună cu parlamentarii anticipați, sau dacă chiar parlamentarii anticipați vor fi în 2025, am fost sincer cu bălțenii și le-am spus că în caz de candidez eu, da, Victoria o să fie din primul tur, era clar pentru toată lumea, dar iarăși bag bălțul în anticipate. Sau după 24-25. Nu este un lucru corect și pentru mine nu este important cum se numește la momentul ori cum se va numi funcția lusată. Pentru mine e important ca să am pârghii legale de a face treaba, de a-mi demonstra capacitățile. Haideți să discutăm totuși un pic despre ce se întâmplă în Bălți, în primăria Bălți. Avem primar, nu avem viceprimar, nu există o coaliție locală. Care e explicația? Am văzut mai multe îndemnuri ale primarului Petkov către fracțiuni să vină să înainteze candidaturi. În primul rând vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ați mai auzit vreodată ca primarul Chișinăului ori Bălțului, orașele mici nu le-am monitorizat toate, să propui la toate fracțiunile să înainteze câte un viceprimar? Este prima dată în istorie, deoarece toți politicienii sunt obligați, din punctul meu de vedere, să respecte votul cetățenilor. Nu putem astăzi să-i acuzăm nici pe cei care au votat Partidul de Guvernare PAS, nici cei care sunt socialiști. Și de asta am discutat cu domnul Petkov și am luat decizie ca fiecare fost candidat în alegeri, da, care au făcut mai multe promisiuni, să aibă o platformă pentru realizările promisiunilor electorale, ar fi bine să fie câte un viceprimar de la fiecare fracțiune, deoarece în Bălți sunt trei. Astăzi a fost ultimul apel către toate fracțiunile din partea domnului Petkov, că mai departe nu are rost. Cei de la PAS, tac, poate să avem, poate n-o să avem, socialiștii nu avem, și apoi nu, dar noi să vrem să înaintăm pe Renato Osatăi, și apoi vrem să înaintăm cineva din primărie, adică nici o claritate. Păi, dar ce nu mergeți candidatul socialiștilor în funcție de viceprimar? Doamna Ras, nu, și cu întrebarea asta, de ce nu mergeți candidat socialiștilor? Dacă vă propun Partidul poziția. Nostru l-a înaintat pe domnul Petkov, care, într-un mod cinstit, curat, convingător, a câștigat municipiul. De primar, vorbim de viceprimar. Corect. A fost adresarea către fracțiuni că promisiunile au făcut ei. Domnul Petkov reprezintă și este responsabil de promisiunile care au fost din partea noastră. Corect? Dar socialiștii trebuie să fie responsabili de ce au promis ei și cei de la PAS de ce au promis ei. Toți în campanie, știți cum îți darnești. Mai ales când văd unele partide că promit și pensii și locuri de muncă, adică cei ce n-are nicio treabă. Este important astăzi că domnul Petkov a trecut o lună de zile de când s-a început mandatul de primar și noi am început a demonstra, neavând majoritatea în Consiliul Municipal, că putem administra orașul cu aceiași bani mai bine decât cei care l-au condus precedent. Vă dau o cifră concretă cu care să iasă domnul Petkov, cred că în fața presii într-un scurt timp. Doar revizuirea contractelor actuale, care au fost semnate până domnul Petkov a devenit primar, pe unele din ele s-a cedat până la 4 milioane jumate de lei. Contracte cu agenți economici? Sigur. Uh-huh. Deci, vă dați seama... Erau înflate sau de ce s-a cedat? Sau nu s-a negociat corect? E corect să iasă domnul primar Petkov, că nu o să fie... Dumneavoastră, în spatele acestei diferențe de 4 milioane, vedeți corupție, proastă administrare sau ce? Acum trebuie să stabilim că era un act de corupție sau proastă administrare. Dar e important că într-o lună de zile noi acest lucru l-am identificat și am găsit și soluția, că e una să identifici. Noi n-am așteptat să mergem să scriem plângeri, adresări la organi de drept, pe urmă să așteptăm nu știu care investigații. Multe s-au făcut. Având astăzi o criză enormă în buget, deoarece
fost primar de Bălți, în campanie electorală, făcea drumuri în dreapta și în stânga, unii mai bine, unii mai rău, dar astăzi ne-am trezit că sunt datorii în fața primăriei Țambula de peste 1 milion de lei, banii care erau acumulați de la bălțeni pentru colectarea deșeurilor, au mers tot în campania electorală să mai făceau leg de troa și multe altele. Da. Haideți să revenim la coaliție. Da. De ce nu înaintează? Ați spus că pasul încă nu e clar, ei au zis că au niște candidați, socialiștii v-au înaintat pe dumneavoastră, nu sunteți de acord să fiți candidatul socialiștilor la funcția de viceprimar. Nu vor propune pe dumneavoastră, nu asta și nu ți minți cum se numește fracțiunea aceea pentru Bălți, da? Sau cum se numește ea? Care a luat peste noapte 11%. Da, cea care, care este... Lușor, puteți să-i spuneți, da. Mai simplu, da. Că nu contează cum se numește. Fracțiunea Lușor, da. Partidul exact. De rezervă, să-i spunem, da. Așa. Da, ei de ce nu înaintează? Doamna Rață, nu, dumneavoastră întrebați aceste trei fracțiuni de ce ei nu au înaintat. Dumneavoastră nu puteți, eu nu pot să răspund de ce ei nu au înaintat. Pot să vă spun doar un singur punct de vedere. Că în campanie electorală toți sunt harnici la promisiuni, numai că pe urmă trebuie să demonstrez realizările, da? Și eu consider că nimeni nu vrea să-și asume nici problemele care sunt în municipiul Bălți și nu are soluții pentru a demonstra promisiunile care au făcut de ei în campanie electorală. Eu altă explicație nu am. Este corect, ori nu, totuși... Vedeți că întotdeauna așa asumă realizările sau eșecurile cel care a câștigat alegerile, nu? După asta el este cel Doamna care Rață, să asigure. Înțelegeți? Pentru mine, iată, uitați, astăzi s-a întâmplat un lucru fantastic. Astăzi, la Consiliul Municipal Bălți, unanim, s-a votat bugetul pentru anul 2024, lectura întâi și lectura finală, lectura a doua. Deci, este un rezultat? Este un rezultat bun, fără scandaluri, cum am văzut noi și la nivel național, și la nivel local, în Chișinău, de mai multe ori au fost probleme. Deci s-a putut. Pentru mine astăzi, dacă vorbim despre conducere la nivel de țară, haideți pe bune. Noi am văzut toți, în 2 ani de zile, capacitățile guvernării de astăzi. Eu am fost unicul politician care ieșea public și spunea pe bune. Uitați-vă, este domnul ministru Marcel Spătari, care nu l-am cunoscut, dumnealui și-a demisionat. Este domnul Popescu. Era doamna Liliana Dăbija, adică miniștrii care au făcut față. Și eu necătând că nu se doar la noi, știți cum în politică, toți critică, toți sunt răi, toți trebuie să împușcați și așa. Nu. Oamenii care au făcut lucruri bune, într-adevăr, eu am ieșit și am spus lucrurile astea. Dar miniștrii gen Spânu și alții, mai ales că s-au întors pe второму кругу, eu i-am criticat și-i critic dur. Deoarece astăzi eu am înțeles un lucru. Nici un partid, nici PAS-ul, nici socialiștii, nici partidul nostru nu poate acoperi toate ramurile cele mai importante care le avem în țară. Eu vorbesc nu pentru a găsi doar ministru. Când vorbim de un minister, vorbim de echipă pe verticală, doamnă Rață. Când vorbim de sectorul agrar, trebuie să ai nu unul, doi care vor să fie ministru, că au pățit-o, pasul de-am cu câțiva miniștri și conducere pricine tot. Visul meu este ca viitor guvern, și asta a fost oferta mea către doamna Maia Sandu când m-am reîntors în februarie anului trecut, doamna Sandu, după dimisia guvernului Gavriliță. Invitați, vă rog, toate partidele sănătoase la o discuție, așa cum ne-ați invitat pe toți după când s-a început acest război oribil în Ucraina. Tot așa invitați toate partidele sănătoase. Eu înțelegeam că n-ați să-l chemi Pșor, Cavcaliuc și așa mai departe, da? Zic, haideți să vedem care partid este gata să-și asume poate un minister, poate trei, dar unele partide mai micuțe poate să-și asume doar o agenție de stat. Și vedem, răsuficăm mâinile și ne apucăm de lucruri. Și de asta în Bălți a fost propunerea către toate fracțiunile și acest lucru vroiam să fie un exemplu pentru guvernare și când vom ajunge la următoarele alegeri parlamentare, nu contează că vor fi anticipate, că vor fi regulate, ca să-i putem atragem maximum toate partidele care au specialiști, doamnă Rață. Că l-a vorbit și la declarații, noi i-am văzut pe toți, știți cum? Numai că aici cu părere de rău se întâmplă, știți cum? Când la noi, Doamne ferește, moare cineva, cum iată, tragic accident de la aeroport, da? Pentru care n-am văzut să fie cineva pedepsit și n-am văzut nici reparare. A fost o imitare, să-i spun. Doamna Revenco, domnul Vasiloi. După un an de zile, după când la băieți nu făcând de un an de zile trebuie să le facă praznic, nu. Sau această familie decedată
cu prima zăpadă care am avut-o. Dar iată, nimeni la noi nu vorbește, am văzut niște cifre prezentate oficial acum câteva zile, că din cauza violenței în familie, doar anul trecut au fost omorâte 22 de femei. Da? Ia că despre lucrul ăsta nu-ți vorbește. Dar partidul nostru... Cicienii din... principali nu vorbesc despre asta. Se vorbește, da, în societate. Da, corect. Vorbesc jurnaliști, vorbesc noi suntem unicul partid mult. Politic, dacă sincer, care din 2014, iarăși discutând cu aceste femei în localități, care nu pot să iasă live pe Facebook, sau chiar le rușine să vii la dumneavoastră în studio sau la alt post. De... Nu, știți cum, lumea, da, în sat, mai ales. Și care spun clar, ei când au auzit de inițiativa fratele mai mare, că vă dați seama, dacă o doamnă este obișnuită și are un frate, doi mai mare, nu contează, în sat sau care muncește prin Portugalia sau în Londra, vine, îi trage o mamă de bătaie. Asta nu e soluție, nu? Hai să facem mare bătaie națională. Nu, haideți să schemăm miliția, da, când fiecare femeie șede ușisă. Doamnă, hai să facem haideți să vorbim despre realitățile în care se află astăzi Republica Moldova. Iată, asta și e problema, da, mea, de multe ori, în discuții cu partenerii de dezvoltare, când eu le explic. Eu sunt pentru modernizarea europeană Republicii Moldova, dar nu toate reformele sunt posibile de a fi implementate astăzi în Republica Moldova. Cum să nu plecăm la tema asta? Cum ministrul de interne, șeful, nu pot fi persoane civile, că altfel nu scăpăm nici de grupirovșile vechi, ca ea s-a trezit, Banca Națională, acum intram la dumneavoastră, cu 81 de voturi, l-a demisionat pe Armașu. Da, Radu Mareanu a făcut подготовительна подготовка. Și bine sau nu? Doamnei Gavriliță, eu a făcut drumul spre președinție la Banca Națională. Nu știu, credeți că nu este următoare? Guvernator? Cel puțin eu cu jumătate de an înainte de a demisiona de dumneavoastră de la guvern, i-am spus că s-a pregătit locul în Banca Națională și cam, da, asta s-a întâmplat. Haideți să revenim la Bălți, să vedem cum se va moderniza Bălțul, dacă nu s-a modernizat până acum. Haideți să vedem ce se întâmplă mai departe cu el. Da. Vă întrebam dacă va exista o coaliție locală la Bălți și dacă da, cu cine o veți face? Nu este nevoie și de ce condiții sunt? Uitați-vă care e problema. În primul rând, este o problemă foarte mare pentru mine, ca pentru președinte unui partid politic. De ce? Astăzi, orice fel de coaliție, astăzi eu am critic și guvernarea, ce am vorbit despre socialiști, despre Dodon, știe tătă țara, da? Adică astăzi eu nu pot să-mi permit vreo coaliție, deoarece noi din 2015 suntem un partid de opoziție. Prin câte am trecut noi din 2015, cunoaște o țară întreagă. Și astăzi, pentru mine nu este important cum s-o obișnuit. Vedeți în politica moldovenă, spuneți, care ar fi coaliție? Pro-europeană, pro-rusă, galbenă, rozăvă, harbuz. Este organ colectiv, se formează de genul ăsta. Da? Au fost deja mai multe ședințe a Consiliului Municipal Bălți. Și eu voi spune undeva, sunt de acord cu un coleg de-a dumneavoastră care mi-a spus, zici că tu știi că... E mai mare democrație când un partid nu are majoritatea și zbotează. Da, astăzi au fost unele situații când s-a votat diferit și au votat socialiștii cu pasul de câteva ori contra partidului nostru. Și asta se întâmplă. Adică, și acum și eu trebuie să spun că pasul în coaliție cu socialiștii, oricum fac mulți propagandă, știți, politicieni, s-au votat de o trebuie. Care este poziția la această fracțiune a lui Șor, așa, în Consiliul Municipal? Eu am văzut câteva declarații făcute, da, de Marina Tauber, după asta de către consilier, una dintre consilierile municipale de la această fracțiune, Anastasia Svitlicki. Și deschiderea este totală de a susține primarul actual de Bălți, da, de a avea o colaborare bună. Asta e un fel colaborare... Ei au ieșit cum e și șalt și au spus că ei pentru Bălțeni a susține orice inițiativă bună. Asta nu au spus-o doar ei, asta au spus-o toți, doamne. Ia uitați, domnule primar, fracțiunea Zabelțe nu va avea un candidat la funcție de primar, dar vreau să știți că veți avea toată încrederea și susținerea noastră. Și celelalte partide au declarat același lucru, doamnă Rață. Și pasul pentru Bălțenii nu vor bloca activitatea primării și azi. Cu ce se diferă aceste fracțiuni de partidul 4 socialiști? Da? Că astăzi suntem doar 4. Partidul nostru, da, socialiștii, PAS și acest partid pentru salvarea Moldovei, cum se numește? Partidul de rezervă ușor. Uitați. Dar trebuie să o luăm la început. În luna septembrie și eu și mai mulți colegi de-ai dumneavoastră din presa locală, națională, au scris că inclusiv în Bălșor merge cu mai mulți candidați. Da. N-a fost o surpriză pentru nimeni, corect? Nimeni. Așa. Și ce s-a întâmplat până la urmă?
Ну, Таубер, ИСО да двое спартичпи, шап, ну, ИСО да двое спартичпи, шап, ЙО да двое с депуи листили, шап, ну, фосна регистраты, а паре партиду шанса. Каре у фос кос дин алежер ла нивел национал. Шор, ан афара де чес партид, инка май ве воду индепендез, им паре каре о рамас глибер на всякий случай, штит, кум зык молдаван. Дар на утрекут. Да. Спрецем, ворог, ка чес партид ажунс, а партичпаты на алежер, și cel mai mare surpriză pentru mine a fost și eu cum un partid la care din numere, dumneavoastră până acum puteți să o memorizați dacă nu o citiți de pe foaie, din 45 da. Cuvinte. Da, fast. Peste noapte puteți să iei 11%. Păi cum? Să vă explicați cum? Da, eu ne-am acuși îl discutăm, dacă, că este un subiect chiar important. Ei au ajuns în alegeri, ei au obținut acest rezultat, eu am văzut că sunt unele mișcări în Orhei, că vor să scoată candidatul acestui partid, dar partidul rămâne în Consiliu. Ei au acolo, în general, peste 60%. Spuneți, vă rog, asta este problema a lui Petkov, usatei, oare e problema guvernării? Ce anume? Adică că acest partid astăzi a ajuns și au fost validat și mandatele. Nu, faptul că ei au ajuns nu este problema dumneavoastră, dar faptul că stabiliți o colaborare... Nu, stop! Nu, ce înseamnă stabiliți o colaborare, doamnă Răz? Mm. Faptul că ei au fost, în primul rând, și ne-au plăcut ei la Șor. Șor am văzut că joacă deschis. Că știți cum, ei înainte cumva s-ascundeau, știți cum, de rezervă, proiecte gen Matușca, secrete și așa mai departe. Și zic, ei cu noi, noi susținem și așa mai departe. Eu este principalul brand. Deci clar că da, partidele anonime nu aveau cum să tragă nimic, nici dacă erau extrem de multă corupție, ei dacă au, nu și le asocia, și le asuma direct Șor. Da, trebuie să recunoaștem că partidul de guvernare le-a tras o victimizare, că Șor a crescut în ultimii 2 ani, nu atât datorită acțiunilor, drumurilor care le faci prin Găguzia și Orhiei-Lându. Guvernarea prin tot această violare na pol șișchi, știți cum? Pur și simplu, îl înfla de fiecare dată. Și asta noi am avut rezultatul, știți cum? Nu-i dă voie lui Tauber. Hop, iese a doilea candidat, Șapa de la Jean Svidescu, totuși pe noi să ne scoată și să știți că iată este doamna Arina următoare și mai departe. Și pe ce o scoate? Da. Adică, eu n-aș vrea să-i cântăm diferambile ușor. Nu, dar nu, nu, încă o dată. Da. Diferambile, noi nu le cântăm. Noi constatăm faptul că din cauza că la noi guvernarea cum a luptat cu corupția, cam așa luptă cu Șor și cam și cu restul promisiunilor care și le-au asumat până a veni în putere în 2021. Asta eu am vrut să contat, dar noi cântăm. Am înțeles. Și ține de colaborare. Eu am venit deschis. Eu am discutat cu domnul Petcu. Eu am venit și am spus că iată, noi vrem să ne asumăm Mobelt 5 curți. Nu iluminat. Ei vreau să-și ilumineze 5 curți și pe unele străzi spui Gherlandii, cum să-i spun corect, de anul nou. Asta nu e lumina. Decorație. Da, decorație este. Da. Și de ce ați acceptat? Și înseamnă de ce ați acceptat? Doamna Rață, uitați-vă, primăria până la moment nu a acceptat, nu acceptă și nu va accepta nici un ban la care este proveniența neclară. Iată astăzi Draxel Maieru a transferat 100.000 de lei pentru cantina socială. Este o întreprindere bine cunoscută în toată țara. Mulți bălțeni și muncesc la ei, au spus pentru că cantina socială 8 zile o achit eu, ei au spus, hai noi mai extindem cu 8 zile din contul Draxel Maieru. Să acceptați vie oficial banii cont, noi nu putem nici de la un partid politic accepta orice sumă de bani, dar dacă un partid politic, și ați văzut-o, că pune un copac, că pune pavaj, adică face un bun, concret, cum se spune, face un lucru, nu contează. Că o instalat pavaj, o instalat un teren de joc. Doamna Rață, nu vă spărăți, dar asta se întâmplă în tot țara și se întâmplă de ani de zile. Și nu vorbim de guvernarea Plahotniuc, când era și le spune, făceau și vreo eu, mergeau într-o oră prin țară. Dar asta, dumneavoastră ați văzut vreo restricții în vreun sat, în vreun oraș din țară? Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar tocmai dumneavoastră ați spus că puterea este slabă și nu poate, nu poate pune la respect tot ce face Șor. Da. Acum dumneavoastră ziceți că sunteți diferit. Da. Doamna Rață, okay. Eu am fost cel care l-a identificat și unii au plecat Plahotniuc și unii au plecat Șor. Dar eu vă întreb despre altceva. Da, că ei vor să facă iluminat stradal, sigur că este frumos, noi vrem iluminat stradal. Da. Acum întrebarea este, dar din ce bani?
Doamna Rață, bravo, iată, uitați-vă, din cauza că noi nu primim niciun ban, mă refer primăria, da, în cazul ăsta. Și această sugestie am dat-o și la alți colegi în țară. Iată, companiile care au lucrat, care au vândut, verificarea conturilor de unii bani, dar poate i-a lăsat tata 1 milion moștenire. Noi cu dumneavoastră asta doar nu cunoaștem. Da, dar dumneavoastră cunoașteți că nu i-a lăsat tata 1 milion, da, adică poate i-a lăsat mai multe milioane, dar s-a terminat. Eu cred că și banii din miliarde mult s-au terminat, cu toate vânzările astea, pro-Moldova și așa. Încă o dată, de unde are șor bani? Eu cu dumneavoastră doar pot astăzi să presupun că e de la ruși, că a câștigat ceva, dar astăzi încă o dată vă spun. Iată, eu am văzut poziția Cancelarii de Stat, care a spus că va verifica toate sursele financiare care vor fi folosite pentru... Dar Cancelarea de Stat va atenționa și de o chestie. Vedeți că luând bani pentru proiectele lui Șor... Încă o dată, iar luând bani. Vedeți că e manipulare. Dar asta nu e corect, cum spun și ei, că noi n-am luat bani și nu le luăm. Înțeleg, permițându-i, dar banii nu vor trece prin primărie? Glumiți? Nu. Dar cum? Adică eu mâine, dacă vreau, pot să mă duc să fac cerere, să repar drumul rumbel? Scris o cerere mâine, Mariana Rață, că vreau să repar strada, curtea, în spatele, în fața blocurilor Iorga numărul 29. Am înțeles. Și să amenajat. Așa cum o fac și mai mulți locatari de multe ori. Încă o dată, doamnă Rață, noi avem și locatari. Deci, încă o dată, eu astăzi nu pot să dau apreciere votanților că sunt răi, așa de la PAS, socialiști, de Partidul Liberal. Noi nu vorbim despre votanți. Dar încă o dată v-am spus, nu trece nici un leu prin primărie, nu a trecut. Ok, am înțeles. De asta cum am făcut acum. Vreau să vă întreb altceva, dar dacă vine mâine Caramalac și spune că el tot vrea să repare 30 de străzi, inclusiv trada centrală din Bălți. Doamnă Rață, că Caramalac, că Ben Laden, că Plahotniuc și așa mai departe, dacă a venit vreunul și a reparat o stradă, un bloc, ori au curățit un iaz, și dumneavoastră nici nu știți despre acest lucru. Și pe urmă poți să-i faci? Să-i scoți plitca și o dai înapoi? Dar nu să credeți că Șor nu o să laude în lung și în lat cu ceea ce face la Bălți? Nu, încă o dată, eu și-am văzut. Credeți că el face caritate? El face vitrină. Doamnă Rață, el își face PR politic. Exact. Asta este clar. Am spus-o de mai multe ori când nici cineva a reproșat. Dar deși tu n-ai făcut în Bălți atâtea cât s-au făcut în Orhei. Eu zic, voi și pe mine mă învinuiesc că n-am participat la furtul miliardului, nu înțeleg. Mă spune producător, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. După care revenim să mai vorbim un pic despre Șor, despre banii lui și despre plimbările lui la Moscova, în Turcia și în alte regiuni ale lumii. Am revenit în studio, vă amintesc că invitatul din această seară a emisiunii este președintele partidului nostru, Renato Sate. Înainte de pauză, rămăsesem la discuțiile legate de Șor și de faptul că, din interes de PR, își dorește să finanțeze niște proiecte în Bălți. Dumneavoastră ați spus că sunteți deschis să oferiți la toată această inițiativă. V-am întrebat, apropo, n-am primit răspuns. Da. Dacă vine Caramalac cu așa inițiativă? Dat, eu v-am spus clar, bani nu s-au primit. De la Șor și nici nu se vor primi. Înțeles, dar dacă e ca după același principiu. Bun, dar spuneți, vă rog, dacă faci Caramalac, pune-o să de copaci, ori repară un kilometru de asfalt, dumneavoastră ați venit să-l scoateți? Ce? Asfaltul. Eu nu știu dacă ești permite să vină. Încă o dată, doamnă Rață, deci cu permisul și nepermisul se ocupă cu puterea centrală. Nu băgați pe capul primarilor, și aici vorbesc de primarii de la toate partidele, că ei trebuie să facă lucru SIS-ului, Procuraturii Generale, CNA-ului și așa mai departe. Haideți să fim serioși. Ok, n-am prea înțeles răspunsul. Nu, cum nu prea ați înțeles? V-am spus că bani nu au fost, nu și nu vor fi, dar dumneavoastră tot încercați să mă băgați. Nu, eu înțeleg că dumneavoastră ce spuneți, că nu este rolul dumneavoastră să verificați proveniența banilor. Da. Dar noi încă o dată nici bani nu primim, nici nu avem și verifica că bani nu există. De câte ori vă spun, doamnă Rață? Da, eu înțeleg, dar imaginați-vă peste ani de zile se deschide o anchetă penală care arată în reparația drumului, nu știu care, din Bălți, a fost folosit ca o parte a unei scheme de spălare de bani, nu știu, folosiți pentru droguri sau pentru crimă organizată sau nu știu ce. Doamnă Rață, astăzi în țară este o anarhie totală.
Că timpul lui Plahotniuc, când îi permiteau multișul ușor să făceau unele lucruri organizat, azi din cauza anarhiei eu vă asigur că toți corupții sunt principalii votanții PAS-ului și a guvernării, deoarece ei sunt atât de proști incompetenți, că ei nici nu pot răzbiri nici a lor cât fură. Nu vorbesc de și străini. Eu doar vorbesc în stradă. Eu nu vorbesc, nu am cu zonte cu un cap și nu stau în președinție după plionca albă, înțelegeți? Astăzi PAS-ul a smășit la guvernare, chiar că vă spun că dacă șor faci ce vrei, închipuți-vă și făceau schemele care erau cu drumurile, cu reparația. Și se întâmplă, doamna Rață, s-a întâmplat cu gazul, că am vorbit și la dumneavoastră, da, în studiu, da, nu mai cu cele licitații. Dar vorbim despre altceva. Dar știți, da, ce mă interesează? Că astăzi domnul Spânu îmblă unii poate și unii nu poate pentru a găsi o companie care va organiza acest concurs pentru următoare concesiuni, da? Și astăzi, la aeroport. La aeroport. Mm-hmm. Și astăzi eu combinație o văd din start. Dar știți de ce? Că când încă e de sarcin să scrie că aceeași companie care va câștiga, da, câștigătorul, va gestiona și duty free, și sala VIP, și cafenea. Doamnă Rață, spuneți-mi, vă rog, Adidas face crasofi, chiloți, măști, costume sportive. Mm-hmm. Și câte o geacă am văzut. Ați auzit Adidas televizor, Adidas duty free? Am auzit șor, aeroport, duty free... Браво, handling, браво, de tete. Браво. Apiată astăzi, aeroport. Domnul Spânu face același lucru. Uh-huh. Deci credeți, da, că el nu face cred, dar deja el? Sunt sigur, uh-huh, și dețin și alte informații. Pur și simplu, pauza, acum merge toată pregătirea și acest lucru să se întâmple imediat după prezidențiale, ca să nu umoare definitiv pe Maia Sandu sau candidatul lor care va înlocui eu pe doamna Sandu, prima. Dar eu vă spun un lucru, acum discutăm și asta, uh-huh, că e important cu aeroportul. Dacă eu ar fi cu orice conducător în țara asta și într-adevăr vorau binele Republicii Moldova, vă dau un singur exemplu. Iată este Vienna Aeroport Consulting. Cea mai tare companie din lume considerată, care, doamna Rață, va face o evaluare la sala VIP, vă spune cu câți metri poate fi lărgit, câți bani va câștiga acum, peste 5 ani, peste 10, înseamnă câți bani pot să ceri la concursul pentru concesionari, care face separat licitații pe cafinele de la aeroport, care face separat pe magazinele duty free, care vă spune câte piste sunt nevoie de urgență pentru aeroportul internațional și cum pot fi amenajate. Cum ar fi, spun că aveți nevoie de urgență de pista categorie 3. Pista categorie 3 înseamnă că avionul poate ateriza pe orice timp. Da? La noi o leac de ceață și nu zboară. Doamna Rață, o secundă. Domnul Spânul, la mine în emisiune a vorbit despre concesionari și el vorbea despre consorțiu, nu de o companie. Nu? Ascultați-mă. Uh-huh. Dacă domnul Spânul are gânduri bune, vă spun că Vienna Aeroport Consulting, eu nu le fac publicitate, dar când văd fondurile de investiții, băncile, vorbesc de bănci europene, nu de Somalia și nu știu, când văd că business planul sau licitațiile sunt organizate prin această companie austriană, lucrurile se mișcă 10 ori mai repede decât ar fi oricine. Că ăștia s-au bătut mâna tot globul pământesc, anume sunt de domeniul aeroportului. Și acum altă întrebare. Dar spune unde dar de ce să nu... A? Dar spune unde caută companie? De unde știți că nu-i vorba de asta din Viena? Doar lumea asta, vă dați seama că dacă sunt pe globul pământesc sute de mii de companii în construcție, n-ai cum să știi. Lumea căilor ferate, în care am făcut parte foarte mulți ani, da? Și sper cu succes am să-i dăm bătaie deja în țările UE, la moment, tot în domeniul căilor ferate. Aeroportul, nu sunt foarte multe companii. Iată cum noi de la Califerată ne știam între noi, știam că aha, cei mai mari în Turcia sunt ăștia, în Italia, ăștia compania spania asta, Franța e cu Alstomul și tot așa și tot așa. Apiată în domeniul aviației, aeroporturilor sunt încă mai puține, ca să înțelegeți. Și de unde o caută Spânul? Sper că nu e Comax Avia. Eu a să ies cu niște detalii după anul, nu? Uh-huh. Acum oamenii las fac rețetele. Dar din Europa compania cel puțin. Doamne Rață, încă o dată, dacă ai gânduri bune, nu cauți o companie strămnă, îi spun moldomeni. Înțelegeți? Strămnă de unde? De ce e strămnă? Doamne Rață, haideți că asta e un subiect care, dacă vreți să-l discutăm o oră separat după sărbătorile de iarnă, dar e un subiect, ultima întrebare. Dar dacă sunteți manageri pro-europeni, cu transparență, deschiși pentru partenerii de dezvoltare, dar de ce statul nu comandă la tot această companie austriacă
Un plan de dezvoltare ca să rămâi el de stat. Doamna Rață, orice bancă de pe globul pământesc, orice fond de investiții, pentru dezvoltarea întreprinderii de stat aeroportul internațional Chișinău, nu o să vă spui nu și o să fie licitație între cei de la cine să luăm totuși bani. Mă refer, de la care bancă europeană. Dumnezeu, aveți încredere în companiile de stat care ceva administrează Moldova? Doamna Rață, eu îmi doresc ca statul să participe în câte mai multe proiecte de stat și nu contează că să avem o bancă de stat nouă. Da, să fie în parteneriat cu cetățenii. Eu vă asigur, să scot miliarde din colțuni de la moldovenii noștri gastarbeiteri și cei care muncesc în statele europene și Federația Rusă, care ar dori cu mare plăcere să devii partener cu statul, ca statul astăzi nu iei cu peste 20% credite de la băncile locale care deja astăzi crapă, nu știu ce să mai facă cu bani. Stau cu motanii pe smântână de 40%, înțelegeți? Doamne Răză, așa e când vrei să faci. Numai pentru asta trebuie și ceva să cunoști, înțelegeți? Da. Totuși, de unde vine această companie? Doamne Răză, v-am spus. Din Uniunea Europeană. Avem mai multe subiecte și am spus că o discutăm dacă doriți după sărbători. Spuneți-ne doar de unde vine. Iar să înșit. Doamne Răză, nu, tot ce am vrut să vă spun, v-am spus. Ok. Altceva. Revenim. Da, v-am altceva. Spus despre doamna Revenim. Sandu, că e important. Că dacă, deși spun... Alegeri. Că s-ar putea să nu fie ea candidată? Da, astăzi domnii negociază cu partenerii europeni ca să nu fie ea candidat și eu înțeleg de ce. Deoarece cu cât mai mult se apropie alegerile prezidențiale, domnii ei este într-o poziție tot mai slabă pentru a câștiga încă un mandat. Sondajul nu arată rău. Doamne Rață. Haideți, sunt sondajele care le arătați inclusiv dumneavoastră la televizor, dar sunt sondajele reale. Noi nu le scriem, noi le arătăm. Nu, nu le spun, le scriți. Le spun, le arătați cu toată mass media. Da. Doamne Rață, astăzi nu este clar, va candida dumneavoastră, dar faptul că ea negociază cu mai mulți din partenerii noștri de dezvoltare ca să nu candideze, vă explic de ce. E ca CV-ul de președinte care a câștigat alegerile, a dus peste 30 de lideri mondiali la noi în Moldova, a dat startul procesului de negociere cu UE și așa mai departe. E mai bine să pleci după primul mandat și închipuiți-vă că dumneavoastră pierde alegerile prezidențiale și pe urmă șcate de lucru. Nu e chiar așa interesant, corect? Dar nu credeți că ea are șanse mari să pierdă alegerile? Astăzi, în afară de Dodon și câteva persoane, oricine o bate pe dumneavoastră și asta arată sondajele, nu spune Usatu. Cine e oricine? Usatu o bate? În turul 2, da. Încă o dată, oricine în afară de Dodon și câțiva. Dar cine credeți că o să fie totuși candidatul cu cele mai mari șanse? Încă o dată, uitați. După Renato Osat. Nu, doamnă Rău. Asta mă înainte spuneați că... Dumneavoastră ironizați, dar eu vă spun încă o dată. Nu ironizez. Astăzi... Ca să nu fiți în conflict de interese, v-am scos din așa. Așa. De asta anterior spuneați că Moscova o pregătește pe Irina Vlah. Da. Nu, rămâne... Irina, așa. Poftim? Irina. Irina, da. Da, ați spus Irina. Ok. Credeți că mai e valabil sau ceva... Vă asigur că acum Dodon a primit permisiunea de a-și modifica statutul și de a deveni iarăși președinte Partidului Socialiștilor. Dar văd că nu a mers cu dreptul la ei. Și până în luna mai, n-a mers ce? Cu dreptul la congresul lor. Adică nu a mers. Păi n-a fost ales el. Stați un secundă. El încă nu-i sigur dacă mai candidează. Nu, stați aleac. A spus nu-i sigur dacă candidează la prezidențiale. Încă o dată. Noi avem politicieni și pro-europeni și tipa proruși care astăzi sunt proxy politicieni, adică proxy politicieni porticeri, policieni intermediari, care intermediază dorințele cuiva sau faci și îți dă comandă. Doamna Sandu este candidat deschis a Occidentului și a fost, nu s-a schimbat. Rușul a dat un bar cu Dodon și s-a gândit la o variantă de alternativă, candidat independent Irina Vlah. Astăzi mie s-a pornit nu tare vesel, după cum vedem. Da, Dodon, vă rog, dați-ne o șansă și mai departe. La Moscova, eu cam a fost de-am a doua oară, săptămâna trecută. Eu a dat voie să fac acest congres, să devii președinte partidului și în luna mai o zis că unii n-ai dreptul să o ataci pe Vlah, el nu te atac pe tine și în luna mai decidem cine să fie candidat. Și având candidatul din partea Occidentului și din partea Federației Rusă, nu contează că se poziționeze el ca independent, ca statalist, ca promoldin și așa mai departe, este loc ca să trezească în turul 2 cu un candidat care nu este controlat nimic. Oamenii au văzut ce înseamnă candidat controlat și de Occident și de Ruș. Vă asigur, eu mă uit în sondaj
cum să schimbă cifrele. De asta o să decide cetățenii. Pe mine mă interesează altceva. Republica Moldova să astăzi parcă au primit, știți, o gură de aer iată, cu startul negocierilor, da, de aderare la UE. Mm-hmm. Dar dacă vorbim pe bune, asta iarăși e un PR pentru doamna Sandu. Că tot ce se întâmplă astăzi în UE, asta mie îmi aduce aminte. Eu nu puteam să fac o evaluare, chiar am prea mic, să fac o evaluare cu câțiva ani înainte de a fi desfințată Uniunea Sovietică, da? Dar astăzi cam ce se întâmplă, UE arată cam ca Sovietski Soyuz cu 2 ani înainte de a dispărea. De asta, pe mine mă interesează că Republica Moldova să fie un stat cu o economie puternică, cu medicină, nu cartier rezidențial ONU. Eu niciodată și nu pot să acuz această organizație. Ați da? Văzut că ministra sănătății încă o dată, nu este doamna adevărat. Rață, este doamna Rață, când eu stăteam într-un alt birou, în afara țării, și undeva după perete mergeau negocierile și cineva a promis, încă o dată, repet, cadou acest cartier unde se află spitalul Toma Ciorba și după asta imit optimizarea spitalilor și mai departe. Haideți, vorbim serios. Doamna Rață, eu n-am nimic contra ONU, dar încă o dată, am dat în emisiune cu domnul Gonța un exemplu. Este ambasada SUA în București, care este în sectorul 1, adică nu e undeva mai spre Ploiești, ori nu știu unde, dar este mai aproape de centură decât de centrul Bucureștiului. Da, doamna Rață, nu s-a putut de timp comuniștilor până în ziua de azi să facă un ambasador village, că avem atâtea locuri frumoase, unde să fie și ambasadele să nu avem scandal, da? Toate ambasadele care doresc, doar nu putem să le obligăm. Dar astăzi, dacă au mai rămas câteva hectare de pământ în inima orașului și iarăși să avem zvezdăcică de la europeni, că noi suntem mălăță și îți decizi tu să donezi, că ați vedeți că asta oricum se începe după anul nou, doamna Rață, nu se începe peste 10 ani. Și a spui atunci, doamna ministră, domnul, iar a spui, cum spun eu, că noi știm care slujbă din FSB de la Moscova, turn, i-a dat lăsată video cu termoelectrica, cu păcura, pentru a destabiliza situația și așa mai departe. Eu am pornit acest scandal. Să revenim la prezidențiale. Doamna Rață, dar pe mine mă interesează și Toma Ciorba. Dacă nu candidează, eu am înțeles subiectul cu Toma Ciorba, urmează să vedem. Dumneavoastră ați spus ce părere aveți, că se întâmplă, urmează să vedem. Timpul va demonstra, aveți dreptate sau nu. Da. Haideți să vedem cu prezidențiale. Eu rog, dacă nu mai stăie doctori să îngheți afară, că cum a spus domnul Chicor și nu a spus că acum, astăzi, este nevoie ca cineva să stăie în prima linie să-i apere. Chii nu stau și pe mine, apropo, când vorbim de valori europene, doamna Rață, iată cum s-a dat startul negocierilor. Căutați pe YouTube ce se întâmpla în România când a fost dat startul negocierilor de aderare la UE. Când București erau sute mii de oameni, e clar, zeci de mii de oameni erau în stradă în orice oraș din România. Înțelegeți? Iată, asta înseamnă că erau deja atât cu spiritul european în inimă, să-i spunem, da? Dar la noi, dacă nu cânta Satoșa, nu veniu nici copchii în fața la președință. Asta nu înseamnă că nu există o susținere. Începerea negocierilor nu înseamnă integrarea europeană. Doamna e o cale Rață. Încă foarte lungă și doamna foarte Rață. Grea și trebuie să vedem dacă reușim termenul ăsta foarte ambițios 2030. Doamna Rață, încă o dată, eu stau cu politicieni, inclusiv europeni, unii nu este corect să dai nume, dar care la televizor spun 2030, dar la un pahar de vin sau de coniac. Spun că nici în 2040 nu ați vedea. Ok, o să vedem. Dar eu le-am spus că eu și grec spun că este prea ambițios că sunt, noi trebuie astăzi oare cu drepturi de plin, dar când? Iată astăzi, deși tot mai mulți zboară către Dubai, Abu Dhabi. Inclusiv eu vorbesc de funcționari europeni de rang înalt. Ei nu merg la mare, doamna Rață, la hotel, care sunt tot foarte frumos. Deja ei au înțeles că sunt foarte multe tehnologii care au fost realizate, nu sunt un vis, un gând, care pot fi implementate. Și eu tot timpul, dar noi când avem azi guvernul, strâng din 2020, de la prezidențiale. Vă rog frumos, nu vă bateți joc de diaspora Marea Britanie, Cipru, cu volanul de dreapta nu puteau circula prin Republica Moldova. Abia avut după 2 ani, când Franța, România, doamna Rață,
Cum pot fi pro-europeni și 2 ani de zile să trebuiască să legalizeze aceste naclești, cum să-i spun corect, ca să nu-l chiorești pe cel care vine din față? Da. Ca eu oameni... cred că actuala guvernare are atitudine foarte respectuoasă față diaspora noastră din Cipru Ia, și din Marea Britanie, inclusiv cu cea fugară. Doamnă Rață, încă o dată. Eu vreau să clarificăm câteva lucruri. Mine mă interesează că cei care strigă zilnic că sunt cei mai mari pro-europeni, stau mai slab. Iată așa eu cum eram numit de mass media anti-european, dar Bălțu 4 ani la rând concomitent era cea mai transparentă... Da, acum sunteți pro-european. Doamnă Rață, eu niciodată n-am fost nici pro-rus, nici pro-european, nici pro-unionist și cred că nu o să fiu. Eu am fost și sunt omul care tot în orice țară de lume nu m-am aflat. O să revenim un pic mai târziu la asta. Haideți să revenim la subiectele pe care dumneavoastră așa ați galopat prin mai multe subiecte. Haideți să luăm pe rând. Ați pomenit de prezidențiale. Dacă la dumneavoastră oare trebuie să vă iei pe băstrămă, oare rău să nu-ți dă voi niciun gând să-l duci până la sfârșitul emisiunii. Ne oprim pe rând așa. Da, acum încetișor o luăm. Hai cu încetișor. Prezidențialele Maia Sandu nu candidează, cine candidează și de ce va depinde dacă candidează sau nu, dacă europenii o să-i dea voie să nu candideze? Nu, dacă dumneavoastră vede că pierde, adică probabilitatea crește de a pierde în turul 2, da, dumneavoastră n-ați candidează. Dar cine candidează? Ei, haideți, au, vreți ca eu mă stau... Nu, în sens că au identificat nu, o altă persoană? Nu, eu n-am auzit fie. Dacă aud, o să vă spun. Irina Vlahu sau Ion Ceban? Va fi o competiție între acești doi potențiali candidați ai stângii Rusiei? Nu știu. Nu cred. Nu, eu cred că jocul o să fie mai mult între Vlahu și Dodon. Adică între Vlahu și Dodon. Da. Ce s-a întâmplat cu Dodon? Apropo, dumneavoastră ați pomenit pe acest congres la care el a obținut reintroducerea funcției de președinte. Dar nu și-a înaintat. Dar cum crezi, de ce? Nu știu. Chiar nu știți. N-am nicio idee. Am văzut în schimb o campanie destul de evidentă de discreditare a lui înainte de acest congres. Sunt probleme. Ușor cu dânsul luptă să arăte la Moscova care e mai tare și care e mai greu, să-i spunem, da? Și Dodon, pentru a evita un eșec care ar fi fost mortal pentru dâns, închipuți-o că spornim un scandal înăuntru, și chiar dacă 30-40% nu votau, e scandal? Când în propriul partid nu te votează jumătate. Și pentru a mai stabili, a mai clarifica lucrurile și să nu prinească la populație, el a decis să nu riște, că riscul acum era foarte mare ca... deoarece la socialiști în timpul ăsta s-au creat mai multe grupe. Unii ascultă Moscova, alții au rămas fideli apropo lui Dodon și mai departe. De asta îi sclarifici cu problemele lor, asta mă interesează apropo. Dar o să ajungă el președintele sau șansele lui sunt mici la PSRM? Dar cum putem să fim și... Încă o dată. În Partidul Socialiștilor. De unde eu pot să știu, a sclarif și el cu cei astăzi care îl urăsc și vor scăpi partidul de sau nu. Sunt mulți de așa care îl urăsc. O treime și eu puțin. O treime? Și eu puțin. Am înțeles. Dar cred că și mai mult. Un contracandidat în cazul ăsta? Doamne Ras, eu nu investighez, nu mă interesez care sunt acolo principal. Mie e important să-mi construiesc partidul nostru, ca să mă pornesc prin țară, prin diaspora, să fac structuri, să vin cu un partid sănătos până la parlamentare. Asta e obiectivul principal. Da, mai avem foarte puțin timp. Vreau să revenim un pic la Șor, ca să discutăm. El a avut mai multe călătorii în ultima perioadă la Moscova. Cel puțin noi știm de două călătorii pe care le-a avut. Cum vorbim o leacă de pas, dumneavoastră se răză, hop, Șor, iar ies în pelinci, înțelegi? Ori fără. Dumneavoastră vă deranjează, vorbim pe Șor? Nu, mine mai deranjează că nu vorbim despre ce se întâmplă în țară. Haideți să vorbim despre vizita lui Șor la Moscova. Despre ce? Despre vizita lui Șor la Moscova, asta vă interesează, da. Așa. Și ce vă interesează? Se duce el acolo? Și de ce nu rămâne? Încă o dată, am spus 5 minute urmă. Vreți să-l tochească pe Dodon ca să fie el puterea principală care Moscova discută. Și nu clar aici. Dar de ce nu rămâne? La Moscova? Da. Hai, bună ziua. De ce nu rămâne Șor la Moscova? Doamna Rață. De ce nu? Da, o să ne spuneți după scurtă pauză de publicitate. Молодец. Ești și веселая. Am revenit în studio. Înainte de pauză ne-am oprit la o întrebare la care dumneavoastră ați râs când am adresat-o. Întrebarea era, de ce Șor, care se primblă, își riscă libertatea călătorind din Israel spre Moscova? De ce nu rămâne la Moscova? Eu cred că riscul la dânsul a fost zero, că fără garanții, e de mult ani, îl vreau eu acolo și eu știu sigur că el nu merge. Și acum
fără garanții la ce mă înalt nivel, el nu avea scal și acolo asta, pozva sigur. Deși trebuie înseamnă că cred că are garanții mai multe în statul Israel. O presupunere, iarăși. Dar, nu, deși și ori nu s-a dus la Moscova. Dar vă poate mai întrebați, s-a mâncat la jasmin pelmeni acasă, ori nu. Nu, doamnă răs. Pe mine tot, ia că dumneavoastră, ca jurnalist, mai ales de investigație, vă interesează toate subiectele astea. Mine azi, deja am început să mă... Iată, strict ce și pot eu să fac acum. Când eu stau în fața dumneavoastră, ca directorul Mossadului moldovenesc, ca prim-ministru țării, președinte, ori un simplu deputat, ori un simplu vice-director la Mossad, pe... Eu să vă pricepi să lătate așa, și Mossad, și prim-ministru, domnă, și ministru, domnă și Raț, deputat. Încă o dată, eu vă spun una, dumneavoastră... Păi dați spus, dacă eu vin... Nu contează, adică eu am deținut funcția doar de ales local. Eu în loc de să mă ocup de construcția partidului, tot mă ocupam cu răsledvanii. Mă ocupam trei ani zile cu Ahătiu. Eu vă întreb pentru că dumneavoastră spuneți că sunteți om informat, nu? Și e evident să vă întreb despre lucrurile astea. Este curios pentru noi. Dar dacă Ahătiu ce face? Noi am vorbit un pic în pauză. Da, doamnă Rază. Vai de capul lui... Adică și chiar în situația asta, vai de capul lui, a noștri șeți și... Dar ce-o pățit el că e vai de capul lui? Doamne Raț, nu vreau, haideți mai departe. Întrebați guvernarea, mai mult de fugari nu mă întrebați. Întrebați guvernarea. Eu când am ceva să vă spun de fugari, eu cu mare plăcere azi vă spun. Iată, poate știți când vin ei acasă. Cu această guvernare, nu când ați vii acasă, guvernarea nu-i dă și capul măcăjos. Iată, spuneți, vă rog, ce atitudine personal dumneavoastră, mă tin că l-am văzut la dumneavoastră în studio mai mulți ani urmă, ori la alt. Ce atitudine aveți dumneavoastră de fost președintele Georgiei Mihail Saakashvili? Ca jurnalist, ca om mă refer. Ce atitudine aveți dumneavoastră? Împărțite. Nu, care sunt pozitive, să-i spunem? Că a făcut niște schimbări, dar prin abuz. Prin abuz. Da. Așa. Vreau să vă aduc la cunoștință că în afară de schimbări care spuneți că le-au făcut prin abuz, numai că te duci în Georgia și vezi tare mult, știți cum. Dumneavoastră știți că el l-a impus pe ministrul transportului să întoarcă, eu nu-ți aminte, ori 200, ori 300 de milioane de dolari. Pe alt ministru l-a pus să facă autostradă de la aeroportul Tbilisi. Înțeles, dar noi vorbeam despre realitățile noastre. Dumneavoastră, dacă erați conducător... Da. Șor, de... Eu pot vă asigur un lucru. Șor de mult avea sacheti. Cum? Și nu numai el. Dacă ni se îndăie azi un mandat guvernarea, că să nu nimeresc eu în istorie nebunie, să dă o guvernare ca Șor să întoarcă 5 miliarde, 200 de milioane de lei, eu pot vă asigur că eu lucrul ăsta maximum îl realizez, cred că în 3-4 luni. Cum? Să-l puneți să construiască toate drumurile din țară? Doamnă Rață, vă spun, un mandat din partea... Eu nu sunt guvernare și am nevoie de un mandat, da? Că amuși să începe, că să întâlnește... Cum? Iată, cum îl impuneți? Doamnă Rață, haideți, lăsați, vă rog, cu... Nu, ca să vedem că puteți, că într-adevăr vorbiți chestii... Doamnă Rață, în ce mod? Doamnă Rață, eu vă spun că în 3-4 luni de zile, el, astea 260 de milioane de euro în care el este învinuit că a făcut parte din fortimilierilor, te-am avut și băcați. Ok, haideți să trecem la... Dar știți ce e important? Important că la noi avem și șmecheri care au furat mult sau chiar mai mult și n-ai și să-l iei. E ca este azi are de unde să întoarcă. Are? Eu consider, da, astăzi sigur are de unde să întoarcă și ca cele 260 de milioane de miliarde, vă spun, de mult nu. Câte partide s-au cumpărat, s-au vândut, deputat, stop ca încolo, stop ca înapoi. Nu s-a azi. Eu, din câte cunosc, deja astăzi sunt în joacă la el cu tot alți bani. Și de asta, dacă ei sunt. Spuneți, vă rog, poporul moldovenesc, care mâine privește, care o votează pe Maia Sandu, pe Dodon, nu contează pe cine. Și interesează. Gata. Unul și din Israel, altul Dodon cu voie cu Negau, când spuneam că voie plahă din America în Stambul, de acolo s-a mutat în Cipru. Nu, că nu e așa și nu știu, s-a demonstrat. Все, nu puteți nică. Voi даже pe un cavcaliuc, cu marșrutca nu puteți să-l aduci, înțelegeți acasă. Cu marșrutca nu poți să-l aduci, trebuie să respecti niște proceduri, nu? Cu respect. Dumneavoastră propune să-i luăm pe răpire pe toți. Nu, încă o dată. Doamne Răț. Căruci, așa care astăzi sunt gata să întoarcă banii, pentru mine este important ca și care ne privesc, vă asigur, susținători la alți formațiuni politici, nu vorbesc de noastră, eu vă asigur că dacă mâini facem un sănătate, băi, vreți Șoar să întoarcă 260 de milioane? Și eu vă asigur că
nou de șnou, la sot ar accepta. Ar mai și un procent ca dumneavoastră, băi, dar deși cum l-ați lăsat să meargă cu catocul, să repare și nici drumuri în Bălți, adică și nici curți, spui ghirlande și așa mai departe. Hai să ședă muș cu gazosvar, că așa stai ghirlandele pe copac, să mă arăt pe urmă la Discovery. L-ați duc acaradu Marian, неуловимый мститель, л-о лап пе Андрюха спину, л-о пус пе шофер лаботка, ше се мярга и сли скуата не урма. Они же власть, домна раца, грозная власть. Апропо де Андрюха спину, ați văzut acuzația pe care v-a lansat-o Dodon. A zis că dumneavoastră l-a atacat pe spinu la indicația cuiva din pas. Da. Și Наташа Мораль, вот здесь, Майя, сам мне дать задание у Оричан, ше счастлив факаму. Ну, Додон, ну, вот сюда вот таблетка, да, кому ажет ситуация. Ходит с мячем один. Главный раз. Вы, шин генерал, ну, мачертаску до дошку санду на инти ди сарбатори. Чему им поймут, интересно, дук ла пшеницы из дук канишору в Бруксел. Ше канишору Москва сел дук ла додом. Пор симплу мая у него иду по вакцин, смотря коляка инкубатис. Ну, принципе. Наш тептем са ажунгу кацелу ши сперем са сафли ин сигуранца колунди дучи с думнявастра. Лянцели локали. Думнявастра ка уну дин чей мая про европей журналист Республика Молдова. Chiar dumneavoastră, nu vă îngrijă că Codruță-l mai mușcă pe 1-2 și stavim pe dugroză eurointegrație. Haideți să lăsăm pe Codruță în pace. Haideți să ducem la alegerile locale și la alianțele care s-au format. Dumneavoastră ați criticat alianța de la Florești. I-ați dat afară pe membrii. Încă nu am dat afară, că nu eram în țară. Eu tamant făceam tratament, eram în afară. Dar ei singur nu s-au dus? Da. Dacă aveau soviste, îți duc eu. Eu văd că ei tot ne-au scris, hai, vin să mai încă o dată. De ce e rău această alianță? În jocul, eu nu pot să ies cum a ieșit doamna Novac, dacă nu greșesc familia, dacă am făcut greșesc, o deputată din Florești, care a ieșit și la interviu ziarul de gardă, spune că noi n-am făcut coaliții cu Nichiforciuc, doamna Rață, înțeleg? Pur și simplu, nu știu cum s-a oprinit că mai mulți consilieri au semnat pentru candidatul pasului la președinte de raion, printre care erau și al lui Nichiforciuc. Și pe urmă, după ce au fost votat președinții, președintele raionului din partea PAS, cumva случайно s-a propus un vicepreședinte de la Nichiforciuc, nu, doi de la Nichiforciuc, unul de la partidul nostru, și tot случайно s-a votat. Eu nu pot așa mizerie să vă spun, nici la dumneavoastră în studio, nici în live. Eu nu pot fi cinic și să fiu așa un mincinos cum să ieși de la PAS. Din cauza că este Nichiforciuc în joc, că unul din colegi de la partid este un om, a fost foarte apropiat pentru mine, înțelegeți? Încă o dată. Nu există cuvântul... Dar ce așa dacă... are Nichiforciuc? Ia uitați-vă, dosare, n-are. Toată lumea a uitat de el pas. Într-un adică, ca vedeți ură. Cum se întâmplă. Șorti pe plahoi. Și Andronache plahoi, prietenul lui, lui Nichiforciuc. Stop! Da, este zilionul sfet și în politică și așa mai departe. Și aveți o explicație de ce? Întrebați președinția aici. Guvernul aici nu are treabă. Președinția are treabă cu acest... Căinești. Și unii experți din exterior. Căruci. În общем, și bă sănătos și așa l-a roșcat cu partidul lui și tăți druzii lui. Mine mă interesează că în această nuntă mizerabilă au participat doi colegi din partea noastră la care le-am spus nu. Că ei m-au sunat, m-au întrebat. Au zis că partea celălalt era că nu ne aranjează că de la Chico e Paniș, că e de el era de la PD și tot a făcut rău ca și Nichiforciuc. Gata. Pe decimiu l-a retras pe Paniș. De-am apărut până la urmă și un domn, dacă nu greșesc la platforma, da, în general avea un singur mănăș. Tot le dă de... Nu, e vreo eu cu Jenica, apecă îți duc oare la Jenica, oare în Pasc. Ok, bun. Am înțeles cu Nichiforciuc povestea cu alte alianțe, dar pe scurt doar să ne spuneți. Alianțe. Același cinesc continuă în țară. N-ați văzut cum ieșit ieri socialiștii. Că îi dăm afară pe tăți care au votat președinții de la PAS și care au primit vicepreședinți și mai departe. Dar, doamna Rață, încă o dată, etic nu este corect. Dar când șede un deputat care vine pe la dumneavoastră în studio, a fost nos în gură dată. Nu vorbesc de alte poți, și când stă cu deputatul socialist și împărțesc raioanele, hai, noi aici așa, aici tipa bot tehnic. Dar cine deputați pe care vorbiți? De la PAS cineva? Cănește, doar PAS-ul are coordonator, centru, sud, nord, cine e pe raioane și... Vă asigur eu, iată unii este curatorul de la nord, socialistul de la nord, vorbești cu acel la PAS. Dar cine e la nord? Că eu nu știu, sincer. Doamna Rață, să-i întrebați pe dânșă, păiehăle dalșă, că avem puțin timp, cum am spus, hai... Am o despre Galbănuș. Dumneavoastră, eu nu înțeleg de ce nu vreți să vă spuneți numele. Dar cum nu vreau? Nu vreau. Doamna Rață, e corect să vă spui că așa să uite în ochi la dumneavoastră?
Eu ca să-l pot întreba, trebuie să știu cine concret întreb. Iată, aici dumneavoastră nu sunteți sinceri cu mine, știți de ce? Eu cred că eu știu cine e responsabil din nord, de sud, de vest, de vest. Chiar vă spun foarte sincer, nu mă interesează atât de tare bucătăria internă a partidului. Oh, молодец. Значит, будете жить долго и счастливо, știi? Da. Haideți să discutăm un alt subiect care mi-a atras atenția atunci când ne-ați făcut o conferință de presă în noiembrie, spre sfârșit de noiembrie. Peste două zile după alegeri. O conferință de presă pe care i-a dedicat-o lui Vladimir Putin. O parte din ea. Era o adresare către Putin, dar ați vorbit despre mai multe subiecte. Eu am să rog colegii să pună pe post o mică bucățică din această declarație pe care eu vreau să, deci subiectul vreau să-l discutăm. Vladimir Vladimirovich, z 2004 года по 2014 год у меня был один из самых сложных, но и интересных периодов в моей жизни. Особенно я говорю про те годы, когда я абсолютно ответственно, с открытой душой и безотказно работал на страну. Работал на страну, потому что на тот момент я жил в России, я являлся гражданином России, являюсь, в принципе, и сегодня. И мне, для меня что было важно? Чтобы все то, что я делал, было доведено до конца. И было очень много поручений, которые приходили в том числе от вас, как от президента страны. И я, как уже говорил, с открытой душой, с удовольствием все это делал, потому что то, чем занимался я, мои некоторые коллеги, мы занимались вопросами и проблемами национальной и экономической безопасности страны. Я хочу вернуться и дискутировать, спросить, что здесь? Что фил де индикации вы дадя Путин? Ну, ни персонал, ни миг, ни шо дат. А у вас нечто активитет, в мир, вообще, ну, цин, нежде, че сантымпла, кума Республика Молдова, нежде, че сантымпла, я нешти момент, я равняться мя, кари мы будем федерация русы, шкари на Москву все не шла. Так около ворбитской диску, индикации ли ценя у десе куритата, и экономика, и де алтфел, стране, целик вы реферис ла федерация русы. Да, коррект. Корект. Despre ce probleme de securitate? Doamna Raț, dacă vă întreba Putin, la bătrâneță ați va fi de mare interes național. Doamna Raț, vă asigur eu că cum și-am spus acum, am avut o viață foarte interesantă. O viață care mi-a permis la vârsta de 27-28 să fac mai mult decât unii conducători. Iată, noi să ne convingem că, într-adevăr, dumneavoastră... Să vă convinc pe dumneavoastră, când eu am avut obiective, scopuri, sarcini, lucruri, viață personală, viață interesantă și așa mai departe. Deci eu trebuie să vă convinc pe dumneavoastră că am făcut bine, foarte bine sau... De ce? Spuneți, vă rog. De la Putin, nu? Pentru că noi vedem cine este Putin. Doamna Rață, deci... Sau era altfel de Putin atunci? Doamna Rață, eu respect toți anii care am trăit în Federația Rusă. Respect toate rezultatele care le-am obținut prin activitatea mea în Federația Rusă. Și astăzi a fost o pagină plină de emoții, și vă spun, emoții pozitive și lucruri realizate frumoase. Am înțeles, inclusiv prin colaborarea, când dumneavoastră spuneți, chiar erau indicații lui Putin. Dar nu eu Rață, spun, dumneavoastră ați spus, acum am ascultat încă o dată. Nu, dumneavoastră mă întrebați, chiar că când vedeți cine încă o dată, pe Putin îl pupa Macron în frunte, care astăzi este contra lui. Vine doamna Merkel și alți lideri. Chiar după ce rușii au intrat în Crimea, pentru mine cel mai important semnal, știți care a fost în 2018? Eu priveam cu mare atenție ce va fi cu campionatul mondial la fotbal. Ucraina a cerut atunci anularea campionatului mondial la fotbal care a avut loc în Federația Rusă. Da. Și anume la acel campionat au venit majoritatea țărilor de pe glob. Vorbesc de primele persoane. Ok, eu am înțeles ce spuneți dumneavoastră. De atunci lucrurile s-au mai schimbat, mai ales din 2000. Când s-a început războiul, eu și-am acuzat. Și-am spus că este un război oribil și o crimă. Acum vreau să vă întreb ce atitudine aveți în prezent față de Putin, pentru că eu din această adresare dumneavoastră nu mi-am putut da seama.
Eu am văzut un mare respect în continuare față de partea dumneavoastră. Doamnă Rață, eu m-am adresat președintelui Federației Rusă ca persoanei care la un moment a fost de acord cu adresarea mea către el când prin decret prezidențial pentru merite deosebite, prin decret secret, am înțeles, părinții dat părinților, am înțeles. Pentru cum trecut mi-e clar. Vă întreb, tot el astăzi doar prin decretul lui, poate să le anuleze. Și apropo, ați cerut să vă anuleze cetățenii. Da, cetățenia mea, vreau să, eu am spus că eu nu mai pot accepta când o țară își bate joc, nu că de cetățeni străini, care tot am văzut, dar își bate joc de proprii cetățeni. Și asta tot am spus-o. Și n-ați arătat secvența aia? Păi iată, eu vă întreb acum despre ea. N-am arătat-o, dar vă întreb. Vă întreb dacă a început procedura de... Da, sigur, deci am luat un avocat... cerut prin decret să vă lipsească, nu? Nu, nu, încă o dată. Uh-huh. Doar prin decret, deci doar președintele poate să-și anuleze propriul decret. Că a încercat și până la mine, am luat pe acolo, doamnă Rață, încă o dată. Am înțeles. Totuși nu mi-ați spus ce părere aveți de Putin cel din prezent. Deci, doamnă Rață, eu astăzi mai am de gând să fac cât ceva pentru Republica Moldova și dumneavoastră voi aveți voi mir, da? Eu încă o dată, și am condamnat războiul. Nu a fost clar că n-am fost foarte explicit, inclusiv la dumneavoastră în studio. Dumneavoastră vreți azi eu să merg cu calificările și pe urmă tot să vă spun, cum vă spun astăzi cei de la guvernare, că noi cumpărăm gazul european, cumpărându-l prin intermediar, dar asta e același gaz. Înțeles. Domnul Sate, haideți, lăsăm motivul pentru care nu vreți să-mi răspundeți, fiu... ține de criterii, ține de... Iar nu vreți să... Ascultați ce vreau să vă întreb. Ține de raționamente politice sau de securitate personală? Domnul Rață, deci eu de securitatea mea personală, prin câte am trecut, și vă asigur eu că dacă oricum spre bătrâneți cineva scrie o carte, okay. Eu vă asigur că pe Netflix cred că o să fie mai multe vizualizări decât la cele care le-ați făcut. Mai scot un altă. Adică, important că eu am făcut lucruri care, dacă am fost în stare să le fac pentru un alt stat, cu mare plăcere să o fac și pentru statul Republica Moldova. Ok, am înțeles. Sper să puteți face legal cu securitate milioane în Republica Moldova. Nu am văzut deocamdată să faceți avere Republica Moldova și de asta vreau să vă întreb din doamna ce v-am trăiți. Doamnă Rață, eu scurtuți, nu pot să-mi permit, fiind în politică Moldova și am spus de 100 de ori. Asta am respectat la dumneavoastră. Da, eu nu pot să fac afacere, că eu nu pot să vă convin că am adus cei mai bună tehnică pentru reparație. Apreciez, îmi pare rău ca jurnalist de investigație că aș fi avut poate ce investiga, dar totuși, din ce bani trăiți? Doamnă Rață, toți banii mei au fost și sunt în declarația mea de avere cu alte bunuri. Afacerile unde sunt? Ați spus că doamna acum Rață, dă Doamne să porniți afaceri cu iată, dacă dă Dumnezeu și tot e bine, apunseam că eu să fiu obligat să indic în următoarea avere în declarație de avere. Dar puteți, iată oamenii care ne privesc, care sunt unii simpatizanții dumneavoastră. Așa. Poate vor să știe. Iar vor să știe. Doamna Rață, eu niciodată, eu sunt unicul polițian care nu a ascuns nici averile, nici ceasurile, nici mașinile, nici banii care i-am adunat, pur și simplu, la capitolul banii personali care i-am, ele tot iarăși sunt în declarație. Pur și simplu, dacă dumneavoastră ca jurnalist vedeți, unele ei din motive de securitatea persoanelor... Am înțeles. Da. Bun. Din păcate, dar astăzi, astăzi, nu ne dă voie. Astăzi pot vă asigur un lucru. Că procesul, continuu să-i dau bătaie cu construcția, reconstrucția căilor ferate, nu e, proiecte imobiliare și acum la moment suntem la finalul unui proiect de câteva miliarde de euro, în care eu sunt mersi mult pentru participarea la emisiune. Sergiu Niculiță este foarte supărat deja pe noi. Mulțumesc și telespectatorilor. Niculiță, ne dă voie să vorbim o dată în an. Înțelegeți, dar pe urmă... Eu le mulțumesc telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de noi.